O nu văd eu bine, o nu focusează foarte ok camera. Frumos e în ea. Salutare, oameni buni. Un alt video. Aș vrea să povestesc un pic despre un viitor așa un pic mai lung. Mă gândeam că dacă în 10 sau 20 de ani nu s-am copii, mă gândesc să donez terenul ăsta cu fermă la un fel de asociație sau un fel de... sau chiar la facultate, să... ca lumea în viitor să învețe despre sustenabilitate, permacultură. Cred eu că e o soluție la schimbările climatice. E o soluție care ar trebui să implementăm tot mai mult permacultura, construcții naturale și să devenim mai sustenabili. Nu să devenim sustenabili, ci să vedem direcția aia, să ne uităm spre acel punct. Nu trebuie nicio nu sustenabil, nu, dar asta încerc să fac, soluțiile astea încerc să le caut. Cât de important să-ți cultivi acasă, să ai o grădină, să ai un pic de mâncare. Nu total, dar te poți descurca. Și aici nu vorbesc neapărat de oamenii care sunt la țară, vorbești de oamenii care sunt la oraș și au un pic de curte sau treci la oraș și au o casă în afara orașului. Și da, îmi place că sunt român și trăiesc în România, că sunt foarte multe oportunități și avantaje. Avem mult mai multe ca un european sau țările astea foarte dezvoltate. Da, și mă gândeam că în 10 sau 20 de ani, cum am zis, aș vrea să donez terenul sau să donez. Cine știe, poate mor, știi, și e păcat de teren. Păcat de proiect, așa, în general. Ar fi foarte fain ca oamenii să învețe și să învăț și eu cu oamenii. Aș vrea cât mai mult să implic oamenii aici, să lucrăm împreună, să învățăm împreună, să avem relații sănătoase unii cu alții, să fim deschiși, să fim buni. Tot învăț și încă vreau să învăț, am foarte multe de învățat în toate domeniile, începând de la... și chiar ceea ce fac aici, permacultură, construcția naturală, încă mai am multe de învățat. Am învățat multe, am experiență, dar încă aș vrea să mai învăț. Cred că toată viața o să am de învățat. O să avem împreună, că și voi cred că aveți multe de învățat. Azi e obosit, că ieri am dormit foarte, foarte rău. Și azi am fost la Cluj de a lucrat câte ceva. Da, mă tot gândesc, oare ce se întâmplă, voi vă puneți astfel de întrebări, ce se întâmplă peste 50 de ani, sau prin 2050, sau copii, sau strănepoții voștri. Oare voi gândiți la treburile astea? Ori eu iau numai pe ulei așa. Și uite că suntem în 13 decembrie astăzi când filmez clipul ăsta și plouă, 4, 5, 6 grade, nu mai ninge, nu e frig, ca în ultimele ierni. Nu. Dacă acum sunt problemele astea cu clima, îți dai seama că în viitor... Și mă gândesc la copiii din viitor, la copiii care se nască în 2050, cum se uită la noi, adică ce lăsăm în urma noastră.
foarte, foarte important să ne gândim la treaba asta, că da, cred că e cam grosă tare, deci da, e o problemă mare. Dar asta zic, să nu fiu foarte pesimist, ci pesimismul ăsta care l-am în mine și l-am mai tot discutat cu alții, negativismul ăsta mă ajută să dezvolt, adică nu începeam să fac nimic în domeniul ăsta dacă nu credeam sau nu neapărat mă speriam, dar mă gândeam negativ asupra situației actuale în lume. Și mă gândeam, bă, ar trebui să fac ceva în treaba asta, știi? Deci, poate și voi. Mici chestii, mici detalii. Și că vă gândiți la treaba asta, că suntem în cercul ăla vicios, că și o mașină poluez, deci și eu-s băgat tare, dar aș vrea să mă gândesc la ce-ar fi mai rău, cum aș putea să mă descurc, ce s-ar putea întâmpla cel mai rău. Bă, poate nu se întâmplă, că mulți zic, bă, ești prea extrem. Păi poate că, dar nu pierd nimica dacă mă pregătesc, sincer. Da, cred cu tărie că e o problemă foarte mare în lume cu schimbările climatice. Permacultura și construcția naturală e o soluție, nu singura, una dintre ele. Stilul ăsta de viață la fel, sunt foarte multe lipsuri, dar cred că comunitatea și oamenii acum, pentru mine, în momentul ăsta, sunt cele mai importante și vreau să le dau tot mai multă atenție. În rest, eu cel puțin simt că am realizat treaba asta cu construcții și cu mâncare. Nu aloc destul de mult timp, că îmi place să construiesc, să fac și alte chestii. Nu mă pot prea preocupa prea mult de mâncare și singur nu prea îmi vine, adică degeaba tu fac grădină, tot pun dacă cam singur, adică aș vrea și alți oameni să fie implicați dacă, da, cu normă întreagă în sensul de asta aici cu mine, să lucrăm ceva, adică să și câștige persoana care stă aici, adică și numerar și să, nu știu, încerc să ajut, dar încă acum eu nu mă descurc foarte bine, nu, și eu mă duc la Cluj ca să lucru pentru bani, deci complicat, complicat cu banii, când ajung la bani se complică treaba, că sunt multe chestii de investit aici ca să ajung la un nivel mai avansat al fermei, dar da, nu mă plâng, nu, da, dau înainte, încet și sigur, dar aia vreau foarte mult să implic oamenii, pentru că ce am realizat până acum mi-a ajuns, adică nu aș vrea să mă mai duc singur pe drumul ăsta, vreau să implic și alți oameni. Să implic alți oameni, să învăț de la ei, să facem proiecte noi, să ne implicăm și mai mult, să nu neapărat să schimbăm lumea, dar să facem niște așa, niște chestii, nu știu ce, dar cred că prima chestie foarte importantă în drumul ăsta spre relațiile mele sănătoase cu alți oameni și cu sens, iară foarte important, astea le văd de la Dragoș Pătraru, îi să ne cunoaștem, cred că asta e cel mai important, să ne cunoaștem, să fim deschiși la relații bune, sănătoase cu alți oameni. Și voi și eu, nu contează că aveți relații sănătoase cu mine sau relații de orice fel, business sau, nu știu, de proiect, de, nu știu, orice chestii. E fain să le aveți și cu oamenii voștri, din jurul vostru. Îmi plac oamenii care au relații sănătoase cu oamenii din jurul lor. Da. Aș vrea să vă zic și unele story-uri din trecutul meu. Nu am fost... Am avut multe experiențe. Nu vreau nici să mă laud, dar nici să vorbesc prostii, știi? Da. Complicat. Da. Cred că story-uri de astea, inside-uri, cred că vă ajută să faci o idee că din videouri poate vă faceți o anumită, vă formați o anumită idee despre mine, dar
Da. O, și dacă vă formați foarte bine, nu? Nu e rău nimic în asta. Sunt foarte obosit, cred că o să dorm la 8 jumate, cred că o să dorm direct. Am dormit vreo 6 ore ieri, m-am trezit pe la 4 dimineața și n-am mai putut dormi și în ultima vreme, dacă nu pot să dorm dimineața și mă trezesc de vreme, mă ridic din pat, îmi fac cafea și aia începe ziua, că mă chinui dacă stau în pat. Că nu mai adorm și da. În fine, ăsta e un video despre, nici nu știu ce îi, dar mi-am propus să vorbesc 10 minute fiecare zi despre anumite subiecte, un fel de videovlog jurnal. Da, mici inside-uri, mici gânduri care le am, nu știu dacă îl public, dacă îl pun undeva acest video, dar e bine să filmez, să mă descurc mai bine cu camera și să vorbesc cu voi. Am observat că îmi place tot mai mult să vorbesc când singur, nu cred că aș putea să vorbesc. Adică pot, dar mi-e un pic mai greu când sunt cu alte persoane lângă mine. Da, e un fel foarte, mi se pare un pic intim așa, știi, să vorbesc cu camera, să mai fie cineva lângă mine. Da, vă doresc o seară faină, o zi faină și mulțumesc dacă vă uitați, da, să nu uitați să dați like, comment, subscribe, share și da, să interacționez cu canalul meu de YouTube ca să ajungă și la alții, dacă îi ajută, cine știe. Și dacă am un video, un view pe clipul ăsta, înseamnă că un om se uită, deci nu fac griji. Da. Pa, pa.